Deputatul PSD Dumitru Coarnă a semnalat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș mai multe probleme identificate în cadrul ședințelor Consiliului Local din orașul Budești. Deputatul spune că reprezentanții PSD au depus o listă cu investiții care nu a reușit însă să obțină votul necesar în ședința de Consiliu. Investițiile urmau a fi realizate din excedentul bugetar al localității în valoare de 1 milion de euro. Bună ziua tuturor, Cristos Amiar. Iată că sunt la prima conferință de presă de după învierea Domnului și sigur că încercăm să rămânem aplicați în problemele pe care le gestionăm. Astăzi suntem în conferință de presă cu domnul președinte Marian Pavel, e președintele organizației PSD Budești, domnul director de la Cernoțu, cred că nu are nevoie de la Cernoțu de prezentare. Am avut și avem o problemă în derulare extrem de delicată la Consiliul Local din localitatea Budești, pentru că acolo vorbim de o sumă de bani pe care să o detaliez eu, un excedent financiar care practic poate să fie investit dar în multe condiții și am fost solicitat de către domnul președinte Pavel în calitate de deputat să particip la una dintre ședințele Consiliului Local Budești pentru a clarifica acest aspect, pentru că din constatările dumnealor și constatarea mea directă, nu se respectă legea în niciun fel de aspect și vorbesc de codul administrativ. Acolo conduce ședința altcineva decât cel care este înduituit de către Consiliul Local și aici conducea secretarul primăriei, deși aveam președinte. Mai mult de atât, din rândul celor care participau, că ședințele sunt publice, interveneau, deși legea interzice, nu au drepte de a interveni și de a vota. Eu, în calitate de deputat, în conformitate cu acest cod administrativ, ordonanța 55, articolul 136, 37-38.4, am dreptul de a interveni, de a lua cuvântul, nu am drept de vot, lucru pe care l-am și făcut în această ședință. Și atunci, fiind solicitat de către președintele nostru de acolo, domnul Marian Pavel, am participat la ședința Consiliului Local din data de marți, cred că am fost în 4, sper să nu greșesc. 4 mai. Deci, acolo au fost două ședințe succesive de aprobare de bugete. Este un excedent financiar de aproape 1 milion de euro. 5 milioane de lei, 4,8 milioane lei. Acest excedent financiar, conform legii finanțelor publice locale 2017-2006, poate fi folosit în investiții. Deci, clar, eram ținuți de o sumă de bani și de investiții care se vină în sprijinul cetățenilor, nu în sprijinul aleșilor. În momentul în care această anexă, notă de fundamentare la primăriei Budești a fost pusă în discuție publică și discutată în ședința de Consiliul Local, sigur că împreună cu domnul președinte și colegii de la PSD Budești, am analizat lista și am văzut extrem de multe capitole care, în opinia mea, la finalul facturii, așteaptă o persoană fizică, nu un interes general. Vă dau un exemplu. Mobilier stradal, bănci, cabine, stații de transport. Astea sunt lucrări care, practic, prin diferite modalități frauduloase, banii merg în alte conturi. Și știți mai bine decât mine că eu deja am depus 4 denunțuri penale la parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș și am primit confirmările de primire. Și sigur că noi nu ne-am adus investiții. Din potrivă, am venit cu amendamente și ne-am încadrat în acel excedent, în acea sumă, conform legii 273 și ordonanței 57 conturi administrative. Și am identificat prioritățile. Cu mențiunea că trebuia să eram legat de sumă, că până la urmă, o mare parte din anexa primăriei ar fi de discutat în condițiile în care ai și bani care să finanțeze aceste capitole economice. Și atunci noi am identificat ce? Am identificat faptul că acest oraș nu are plan urbanistic general. E logic de bun simț. L-am trecut în anexa noastră și l-am finanțat, am supus votului acest lucru. Dacă știți dumneavoastră, localitatea Puciumeni, care aparține de Budești, are un drum comunal, este în administrarea Consiliului Local al orașului Budești, face intersecția între cu drumul național. Drumul acela este nereabilitat de 30 de ani. Oamenii de acolo sunt disperați. Își strică mașini tot, majoritatea fac naveta și trebuie să mergi numai cu viteza a doua, pentru că sunt gropi la propriu din astea compartamente. Eu am fost acolo personal, am identificat și am constatat lucrul ăsta. Și atunci, împreună cu organizația locală a PSD și mai mult de atât, cu cei de la Pro România de la OSR, am discutat
oportunitatea, utilitatea și interesul general pe această sumă de bani, 4,8 milioane lei. Și ne-am pus de acord că ar fi utilă și oportună o investiție pe acel drum. Sâmbătă, 1 mai, eu am rugat un prieten, un expert, un om care se pricepe, să-mi facă și mie un deviz pe costuri minimale și calitate maximă. Ca să luăm posibilitatea celor care gestionează această localitate să dubleze, să tripleze facturile cum se practică. Am venit cu aceste documente, le-am depus, am depus amendamente în cadrul ședinței de Consiliu Local din data de 4 mai. Eu am participat pentru că legea dă dreptul să particip în calitate de deputat, legea dă dreptul să intervin, să iau cuvântul, nu am drept de vot. Am constatat ceea ce credeam că se întâmplă, adică practic am venit acolo ca să constat lucruri pe care le știam. Se lucrează sub presiune, amenințare, șantaj. O mare parte din consilierii locali din localitatea Bodeș, dacă nu votează pentru dorește un rol primar, sunt pe diferite căi, direct ori indirect, amenințați, șantajați. Într-una dintre ședințe, era chiar cineva de la poliție de față când s-a vorbit despre amenințarea de consilier local, pentru că a constatat că nu se voteze inițiativa lor, și există o înregistrare în care omul spunea că am fost amenințat. Sigur că au trăit clipatul din galerie de pe margine cei care nu au dreptul de a lua cuvântul, dar sunt oameni aduși de primar ca să bruieze și să intimideze consilierii locali. Eu nu m-am speriat, nici nu m-am intimidat, dar am trebuit să fac față singură acele situații. Pentru că, practic, primarul inducea în eroare tot ce înseamnă localitatea Bodești, vorbea despre astea, alte lucruri, despre cele pe care le aveam prinse în lista de investiții. I-am atras atenția că e pe lângă ordinea de zi. Doi, în loc să conducă ședința de Consiliul Local, președintele ales de către Consiliul Local, conducea secretarul. I-am atras atenția că se încalcă legea. Trei, la un moment dat număra două la prefectură, două la primărie, două la școala de fete. Eu și 9 voturi. Am renumărat, a constatat și domnul primar că și acolo a încercat să fraudeze votul. Noi am venit cu această listă de investiții pe care am supus-o Consiliul Local. Din păcate a fost 7-7, practic nu a trecut niciuna dintre anexe, nici cea propusă de PSD, care înseamnă Planul Urbanistic General, care înseamnă asfaltarea strada Mircea cel Bătân din satul Buciumeni, legătura între Buciumeni și DR4, despre care vorbeam, extindere, deci ne-am făcut investiții serioase, sau vrem să facem investiții, extindere rețea alimentară cu apă potabilă, Ostru, cofinanțare PNDL, canalizarea Prost Buciumeni, Guriu, contract încheiat între Oase, Budeș și Mederea PPE, și încă un punct extrem de important pentru oamenii de acolo, extindere sistem de canalizare străzi 1907, Oituza, agricultorii Budești. Deci lucruri extrem de aplicate, încă o dată fac trimitere la suma de bani de care am ținut. Eram pe un excedent financiar cu legea 223 din 2006, legea privind finanțele publice locale, eram obligat să ne încadrăm în aceste sume. Dacă suma era mai mare și aveam o altă plajă financiară, sigur că puteam discuta și alte tipuri de inițiative, de proiecte care să ducă la dezvoltarea localității Budești. Să știți că eu am rămas profund dezamăgit când am început să mă mișc în Budești, în secolul 21, oamenii în apartamente stau cu tunuri afară, cu sobe și cu ieșit cu țeava pe geam. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil așa ceva. Lucrurile astea am încercat să le spun, le-am transmis și noi, organizația PSD, o să încerce atât de putem că suntem în opoziție, să propunem inițiative în interes general, nu în interes personal. Marea nemulțumire a domnului primar este că i-am luat lucrurile astea care ajungeam la altă parte, nu la interesul general. Adică în momentul în care am introdus drumul din Buciumeni, standardizat, v-am zis, cu ce înseamnă acostament, cu rigolă, cu două straturi asfaltice, cu drum standardizat, nu facem drum din ăsta. Am rugat prietenul meu, care mi-a făcut acel deviz de lucrări, fără niciun ban, dar pe costuri minimale, ca să știm exact, oricum el va fi, dacă va fi aprobat, scos la licitație publică, pentru că obligă legea. Dar am vrut să am niște repere clare în ceea ce privește aceste investiții, că eu sincer vă spun, deja am depus 4 denunțuri și mai sunt vreo pe care le știu. Eu credeam că se fură, dar de 7-8 ori factura nu mă gândeam. Adică vreți să facem un județ serios și dumneavoastră vreți să aveți un rol important și esențial. Mulți sau chiar toți dintre dumneavoastră aveți informațiile astea de dinaintea mea. Le aveți. Eu știu lucrul ăsta. În sfârșit, de ce nu ne-ați folosit e problema dumneavoastră. Dar eu spun cu amărăciune. Toți am plecat capul
și am acceptat indirect aceste fraudă. Să zic că bugetul lui public, tot banii nu știu. Ajungem într-o situație în care noi plătim taxe și impozite pentru om, nu pentru o comunitate. Vorbeam despre apă. Noi plătim taxe și impozite ca să dezvoltăm comunitatea în care ne aflăm. Să avem școală, stradă, nu? Instituții publice care să ne apere ordinea, siguranța publică. De asta plătim taxe și impozite. Nu ca să la capătul facturii să nu destulez eu pe primarul de acolo. Bugetul a fost aprobat partea de personal, pentru că am zis să aprobăm să nu fie discuții ceea ce crește plată salarii 416 și cea mai departe. Nu a fost aprobată această anexă cu excedentul financiar din legea 273. Deci, dar asta noi suntem oameni serioși. Suntem oameni serioși, suntem pentru investiții. Mai mult de atât, trebuie să vă dau un exemplu. Au trecut pe 10.000 de euro. Strategie de dezvoltare a orașului Budești. 10.000 de euro. Avem cineva nevoie de 10.000 de euro. În condițiile în care au angajat peste 10 oameni, cu specialiști cu ei, eu trebuie să externalizez, să dau 10.000 de euro cuiva să-mi spună ce să fac eu. Păi n-ați angajat, domnule primar, 10 oameni cu studii superioare, de la finanțele, de nu știu care, de nu știu unde. De ce trebuie să dau 10.000 de euro? Aștepta cineva acolo să-mi conțin bani? Vă mai dau o exemplu dacă vreți. V-am dat mobilier stradar bănci. Aici se fură standardizat. Ori de 5 ori banca prețul, ori 300 de bănci și în fapt sunt 100. Știți mai bine decât mine. Discutăm cofinanțare POU. Tot ce înseamnă proiectele astea europene cu personal, cheltuieli cu personalul administrare, să știți că la capătul facturii sunt probleme mari. Și discutăm dacă vreți aplicat pe orice capitol. Eu sunt bucuros că am găsit la Budești un om pentru organizația locală serios, un om rațional și un om care vrea bine la cei lucrătești și mă refer la domnul Pavel Marian. Împreună o să încercăm și o să-l ajut și o să-l sprijin ori pe câte o solicită și sunt convins că vine la început, are nevoie de îndrumare, are nevoie de sprijin, are nevoie de apărări. Vă rog. Domnul, dar cine sunt aliații primarului? Ce parte sunt de partea aceea? PPUSL-ul, PNL. Deci ce au votat acum, o să răspund de data asta. Au fost PPUSL și PNL. Au fost 7. Deci e vorba de 4 consilieri de la PPUSL, unul de la PMP și încă unul de la Alianța Românilor. Adică 6 și a fost unul de la USR care a votat pentru cel care a fost amenințat. Și acolo sunteți 15 sau 17? 15. Haideți să vedeți. Noi aveam majoritate de 8 în ședința de marți. Cu cei de la PRO și USR. Cu PRO România și USR. Ok? Cu PRO România și USR. Dar spre dezamăgirea mea, am convins PRO România, oamenii au fost extrem de aplicați de rațional, am discutat punctual cu fiecare investiție în parte, pe capitolul bugetar. Am pierdut pe mâna noastră. Nu s-a prezentat la vot, consilier PSD. Profund dezamăgitor. Poate era ca un troian. Sigur. Sigur. Am vorbit cu domnul președinte Iuță, o să analizăm problema și o să luăm măsuri, pentru că nu se poate. Am muncit împreună cu omul ăsta și cu ceilalți de acolo 3-4 zile ca să convingem pe cei care practic erau din alte formațiuni politice. Nu am înțeles pro România 3 voturi. USR-ul 1-1 pentru că unul a fost amenințat. Asta nu spune domnul președinte. Unul dintre cei de la USR a fost amenințat. Există o înregistrare la poliție când în sală s-a discutat la ședința de dinaintea cele de marți, 4 mai, că omul a fost amenințat. Sunt presiuni mari, se fac amenințări. Sunt convins că la următoarea ședință, am eu o intuiție așa și deja am niște informații, că se fac acum, dacă vreți, presiuni pe cei de la România. Ca să, la următoarea ședință de guvern, să nu mai susțin amendamentele propuse de noi. Sunt convins de lucrul ăsta, fără niciun dubiu, am și informațiile necesare. De ce manieră sunt amenințările? Păi de mai multe tipuri. Adică că rămân fără serviciu, că îi rupe picioarele. Că rămân fără serviciu, că îți rămâne casa în aer. Mai multe tipuri de amenințări. Da. Dar domnul primar nu e apropiat de PNL? Sincer. Da, cred că da, pentru că am înțeles că se fac presiuni și de la Călăraș pe cei de la Pro România și o să vreau să voteze anexa primarului.
Da, sigur că da, în campania de 16 iulie 2020 și a fost cu PNL, a fost cu PNL. Da, acolo e în casă, da, câteva... Dar are băiatul, din câte știu, sper să nu greșesc, președintele organizației locale PNL. Unul din băieții. Băiatul primarului de acolo, așa am înțeles, sper să nu greșesc. Este președintele organizației PNL Budești. Și soacră să ai la autoritate. Dar mesajul nostru este extrem de simplu și de clar. PSD Budești este pentru dezvoltarea localității și am propus, suntem de acord cu acele investiții, sigur că am schimbat ordinea priorității și am răsturnat prioritatea personală în prioritatea generală. Adică am luat banii din mâna celui care aștepta la capătul factorii și vrem să construim bunuri de interes general pentru locuitorii acelei localități care au fost abandonați 25-30 de ani. Dacă intri acolo, că e angroasă, sincer vă spun. Toată lumea aștepta la capătul factorii. Sunt, de exemplu, discuții acolo și despre construcția acelei clădiri a primăriei. La următoarea conferință de presă dezvoltă, cum că ar fi fost dublată factura. De la 500.000 la 1.000.000 de euro, la nivelul anului 2008-2010. Da, uite, domnul primar, că cele trei proiecte de PNDR le-a adus Ciprian Pantea, care era președintele PSD în 2017? N-am discutat lucrul ăsta, dar noi l-am avut în vedere, pentru că pe mine mă interesează ca orice inițiativă și investiție care e folosul sugerat. Da? Sugeram la mână ideea că PSD mai degrabă a distrus decât a... Ok. Uite, probabil că da, dar mai fost o discuție acolo, dacă vreți să discutăm. Iar PNL nu l-a avut candidat propriu pentru ei, i-au dat... Da, probabil că da, așa a fost. Dar au mai fost niște discuții de proiecte europene valoare de câteva milioane de euro, iar domnul actual primar, când era în opoziție și reprezenta ALDE, a făcut presiune pe consilierii dumnealui să nu se prezintă la ședință și orașul Budești a pierdut o finanțare de 2 milioane de euro, doar din orgolii. Tot el, în colaborare cu fratele, din de un an de zile a desfințat Consiliul Local și nu a mai funcționat. Exact, exact. Prin amenințări și șantaj. Prin amenințare și șantaj, acest om a desfințat Consiliul Local și a blocat tot ce înseamnă funcționare publică locală de administrație din localitatea Budești. Ăștia sunt oamenii care ne reprezintă sau care îi reprezintă pe cei din Budești. Eu o să mă implic, mie nu mi-e teamă. Că am încercat, nu, exclus. Știu, cunosc procedura standardizată pe care o aplică, sunt obișnuit cu ea, am lucrat în funcții publice care am avut contact permanent cu toate tipurile de acțiune, nu mă sperie nimeni, am venit în politică pentru interesul general, nu pentru interes personal și așa voi lucra. Așa voi dezvolta toate acțiunile și activitățile mele. Și o să vedeți ce se întâmplă în următoarele 2 săptămâni, 3, că o să mai vin la parte cu niște denunțuri. Nu mă gândeam că domnul Iacob mi-a amenințat pe aici, pe să vedem, poate ne dezvăluie cum a facturat fratele, cum a luat într-un de 2 ori, la 2 ori. Poate ne dezvăluie lucrul ăsta. Poate mâine o să spună. Poate mâine. O să spună cum a încasat 5 miliarde de lei cu o factură dublă la drumul de la Pelinu, în 2018, deși drumul făcuse și acolo a fost o altă fraudă, dar măcar au pus câteva mașini pe piață. Poate ne dezvăluie lucrul sau... Mai am câteva discuții aplicate, le am în studiu. Sunt și niște discuții pe aici, pe la conturile PSD, când a fost președinte, domnul Iacomi. Sunt niște urme. Aici mai simplu că e... Sunt niște urme. Sunt niște urme lăsate pe cotizație. Da, le discutăm punctual. La Budești, oamenii să aibă încredere în PSD, suntem alături de oameni, suntem pentru investiții serioase, suntem pentru investiții în interesul general. A încercat o manipulare ieftină, domnul primar, spunând că noi nu vrem extindere sistem de canalizare străzi în 1972, fals, agricultor Budești. Tot ce a însemnat investiție serioasă, apă, canalizare, planul urbanistic general, am fost de acord, le-am propus prin amendament, le-am pus pe ordinea de zi, sigur că a deranjat enorm de mult faptul că am venit cu acel drum, cu ciumentea nepatru. Era bucata aia de șpagă care nu mergea de drum. Adică drumul ajungea la oameni, nu mergeau banii în alte părți. Și este de deranj mare. E deranj mare pe tema asta. Dar localitatea asta, Buciumeni, nu face parte din zona administrativă Budești. De 30 de ani, mergeți acolo și să vedeți ce se întâmplă. De 40 de ani. Nimeni n-a făcut nimic pe bucata de drum, 3,8 km. Doamne, e bombardament curat. Haideți să vedem utilitatea, oportunitatea să mergem pe costuri minimale cu eficiență maximă. Asta înseamnă o administrație performantă. Eu asta vreau să fac și asta vreau să introduc. Și eu am calitate și am dreptul prin lege să intervin în oricare Consiliul Local. Din județul Părăraș am fost ales aici conform codului administrativ. Singurul drept pe care nu am drept de vot.
Dar am drept de a interveni în discuțiile din cadrul scrierii legea, dar cine s-o citează? Acolo am văzut că la masă stau alții care nu au calitate de consilier local. Fratele primar, nicio treabă nu are consilier local, el conduce ședința. Mai are trei băieți pe marginea care joacă la intimidare. Păi fratele nu a ieșit la pensie? Sau da, da, a angajat consilier. Personal? Nu. Consilier de la serviciu public din zona primăriei. Dar nu are calitate să stea ședință de consiliu local și să conducă ședința. Conduce secretarul ședința, deși avem președinte ales de ședință. Adică sunt niște lucruri evidente. De aici până acolo de un pas. Viceprimar de la ce partid e? Viceprimar tot de la, tot de la, de la PPSL. E un om în vârstă de 70 de ani, nu știu de unde, nu știu personal. Din Gluiu. Nu știu personal. Dar eu vă promit că la Pudești, împreună cu domnul Maria, avem un președinte, vom gestiona corect, corespunător situația în interesul general al cetățenilor din localitatea Pudești. Dacă aveți întrebări, eu vreau să fiu extrem de clar și că ați înțeleagă foarte bine mesajul nostru. Suntem pentru investiții, pentru investiții serioase, pentru investiții în interes general, în interes personal. Asta e marea dilema domnului primar. I-am luat de la capătul facturii niște bănuții. E problema acolo. S-a exprimat cineva într-o discuție să ne lasă și pe noi să mănânce copiii noștri. Lasă gura lui. Înțelegeți? Nu, eu vă spun textual, n-a zis de gura lui. Dom'le, să ne lasă și pe noi să mănânce și copiii noștri. Toată lumea să mănânce și copiii lor și ai noștri, dar din ceea ce muncim și producem noi. Nu din taxe și impozite legale, nu din excedent financiar. Da, sunt de acord. Deci ați înțeles logica. Poliția din Budești, nu știu ce măsură stăpânește situația. Mai mult, cred că joacă lateral, ca să mă spun, în casă sau stat. Merită să împătrânești la Budești? O să merită să vă stabiliți la Budești, vă răspund eu. Din 2024, când o să câștigăm alegerile, candidatul nostru, sunt convins, sau cred, sau eu propun lucrul ăsta, să fie domnul Pavel Marian, candidatul PSD la alegerile din 24 ale primăriei din orașul Budești, acum fiind în opoziție, va fi greu să le exprimăm. Pentru că până la urmă o să vede ce v-a spus eu, să mănânce și gura noastră ceva, o să spargă alianța pe care a făcut-o. Nu sunteți consilier local, nu? Nu.